Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La CT News TV discutăm cu oamenii momentului, iar invitatul meu de astăzi este un om care vrea să schimbe imaginea unui partid, dar și imaginea unui județ, a județului Constanța. Invitatul meu de astăzi este domnul Dumitru Bătăgan, care este coordonator al organizației județene a partidului Alianța pentru Unirea Românilor Aur. Da, bună ziua, bine v-am regăsit după o perioadă lungă de timp. Mă bucur să ne revedem și mă bucur că sunteți aici în această nouă ipostază. Ne cunoaștem de, cred că, aproape 20 de ani, timp în care v-am tot văzut în diferite partide și m-am mirat, sincer m-am mirat, să vă văd acum că ați ajuns sau ați acceptat invitația de a deveni coordonatorul organizației județene Aur. Spun chestia asta în condițiile în care, din punctul meu de vedere, avocatul, omul Bătăgan, este un om cu foarte mult bun simț, cu un bun simț exagerat. Iar din punctul meu de vedere, sunt jurnalist și ar trebui să fiu obiectiv, dar văd Aur ca un partid în care sunt, hai să nu spun partide extremist, dar în care sunt și persoane cu viziuni extremiste sau extreme. Și atunci vă întreb, de unde și până unde un om cu foarte mult bun simț, cum sunteți dumneavoastră, a ajuns să colaboreze și chiar să coordoneze organizația județeană Aur? Da, acum ne cunoaștem într-adevăr de foarte mult timp și da, poate că sunt văzut ca o persoană cu bun simț. Însă sunt și un profesionist și un om care este implicat în tot ce înseamnă activitatea societală. Mă interesează ce se întâmplă în jurul nostru. Într-adevăr ne-am cunoscut și am avut o activitate politică și la nivelul altor structuri politice, o activitate care a presupus activitate de organizare, de promovare a tinerilor în viața politică și ceea ce am încercat la nivelul meu în permanență a fost să produc o schimbare, o rebranduire a clasei politice la nivelul județului Constanța. Tocmai de aceea am reușit la momentul existenței în anii 2000 a Partidului Democrat să avem un număr de, dacă nu mă înșel, peste 8000 de membri numai la tineret. Și acei membri de la tineret au și pătruns în viața politică și în administrația publică la nivelul localităților și la nivel județean de-a lungul timpului. Am încercat să construiesc și alte proiecte politice cel puțin în ultimii 10 ani de zile. Proiecte politice care s-au bazat de asemenea pe promovarea intereselor regiunii dobrogene și pe promovarea de oameni tineri în politică. Am reușit la nivel de politici ecologiste, am construit un proiect de la zero și acel proiect a fost tot unul naționalist cu rezultate la nivelul unor UAT-uri și ne ducem în Corbu, în Costinești, în Mangalia, în Limanu. Am reușit să pătrundem cu consilieri locali, iar la momentul 2023 am considerat că în viața politică din România este și se simte necesitatea unui nou curent politic, unul care să zguduie din temelii acea așezare politică, una creată în peste 30 de ani de zile de cele două partide vechi, deja putem spune, ale României. Bun, și atunci, din tot spectrul politic, ce va determina să alegeți Aur? Pe domnul George Simion îl cunosc tot așa de peste 10 ani de zile. Am participat la activități când viața politică pentru el era un viitor așa destul de îndepărtat și au fost vizite ale tinerilor basarabeni în Dobrogea, activități care au vizat promovarea ideilor naționaliste la nivelul județului Constanța. Și de ce am ales Aur? Pentru că la acest moment Aur vine ca și o opțiune viabilă pentru alegători. Uitați-vă la reacțiile în diaspora, uitați-vă la reacțiile pe stradă, în mediul rural sau în mediul urban. Avem o atitudine pozitivă față de tot ceea ce înseamnă Alianța pentru Unirea Românilor. Este un partid care are un vector esențial, și anume George Simion, un om care este apreciat de alegători și un om care oferă o nouă viziune asupra vieții politice. De o anumită parte a alegătorilor. Către o anumită parte a alegătorilor. Bun, dar în momentul în care ești asociat cu imaginea unui om, dacă acel om face un lucru greșit sau spune un lucru greșit, acest lucru se reflectă și asupra imaginii unui partid. Exponențial poate pleca acel, ca un bumerang asupra întregului partid, dar la ora actuală Aur a devenit un organism viu. Sunt lideri care apar la nivel de județe, de structuri teritoriale. Este un partid care în 2020 a reușit ceea ce nu credea nimeni, și anume să devină partid parlamentar.
Ei, toate aceste lucruri ne arată faptul că doctrina și pilonii pe care se bazează această structură politică reprezintă o variantă destul de bine urmărită de către alegători. Este o opțiune care în 2024 poate răsturna opțiunile create de PSD și PNL. Ce le spune celor care spun că AUR vine cu varianta extremă sau extremistă? Sunt asemenea oameni sau asemenea viziuni în interiorul partidului? Vă întreb din interior cum vedeți acest lucru. Depinde unde încercăm să ducem ideea de extremă sau extremism. Într-adevăr, la nivelul societății românești, este timpul unor măsuri radicale. Avem nevoie de măsuri radicale pentru a stopa ceea ce este dat de corupție în sistemul administrației publice locale. Asta uitați-vă clar, la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în alte localități. Uitați-vă la faptul că oamenii politici, oamenii care ajung să ne conducă destinele la nivel de județ, de localități sau chiar la nivel național, majoritatea dintre ei au probleme penale și nu au probleme penale din cauza unor neclarități din punct de vedere legislativ, ci au probleme penale din cauza comportamentului lor. Pentru că sunt oameni corupți. Pentru că sunt oameni și vor fi ulterior dovediți și în instanță, evident. Vor fi trimiși și în instanță, dar unii dintre ei, foarte mulți, sunt și condamnați și ne arată faptul că există acest flagel al corupției în continuare la nivelul clasei politice. Și atunci, în acest moment, considerăm că AUR poate veni ca o variantă puternică pentru anul 2024 și poate, de ce nu, să câștige Consiliul Județean și primăriile de municipii și orașe și în mediul rural, bineînțeles, la nivelul minim al județului Constanța, ceea ce ne interesează pe noi. În momentul de față, sunteți coordonator al organizației județene, asta nu este echivalentul neapărat al unui președinte. Care este structura de organizare AUR în Constanța? Așa este. La acest moment avem comitete de inițiativă la nivelul județului Constanța și le construim și la nivelul fiecărui UAT din județul Constanța. Vor fi conferințe de alegeri care se vor organiza la sfârșitul anului în fiecare județ din România, veți inclusiv candida în Constanța. La funcția de președinte AUR Constanța? Da, există o discuție pe care am avut-o și cu cei din structura națională privitor la opțiunea ca subsemnatul să candidez la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Ca să fiți președinte al Consiliului Județean Constanța aveți nevoie de un vot considerabil. În momentul de față se pune problema unei candidaturi împotriva unui candidat PSD sau PSD plus PNL. Este clar că AUR nu poate să depășească un eventual PSD plus PNL, iar cu PSD nu se știe ce se va întâmpla până la alegeri. În momentul în care se întâmplă acest lucru, veți ajunge probabil datorită voturilor să aveți posibilitatea să fiți vicepreședinte al Consiliului Județean. Veți accepta o asemenea idee? Da, important pentru noi este să câștigăm alegerile. Dacă la acest moment sondajele ne arată undeva pe locul 2 în obținerea electoratului, evident că trebuie să lucrăm, să înființăm organizații locale în fiecare dintre cele 70 de OAT-uri. Dar voturile vin din județ, este clar. Voturile vor veni din județ. Ne axăm foarte bine și știm strategia urmărită și de celelalte partide și știm care sunt OAT-urile care vor da majoritar voturile în anul 2024. Știm foarte bine că primarii sunt cei care ajută parlamentarii sau președinții de consilii județene și atunci când nu aveți primari, sau eu știu, când PNL are atât de mulți primari în marile localități din județ și PSD în multe dintre ele, atunci pe ce vă bazați? Da, vedeți că PNL încă mai are destul de mulți primari la nivelul județului Constanța, dar viitorul președinte al Consiliului Județean va fi ales odată cu primarii la nivelul județului Constanța și indiferent de lupta politică pe care o vor duce în 2024 și sprijinul pe care îl pot oferi primarii în acea campanie electorală, veți vedea semnalul pe care îl vor da alegerile europarlamentare anul viitor. După care, la alegerile locale, evident că cel mai important lucru reprezintă structura de partid, modul în care știm să ne organizăm, să coordonăm această activitate, să identificăm candidați puternici la nivelul localităților și acei candidați puternici pot ajunge primari, pot ajunge viceprimari, putem avea majorități în consiliile locale și acea armată de oameni care activează la nivelul fiecărei organizații locale va conduce ca și cumul la rezultatul pentru alegerile în ceea ce vește președintele Consiliului. Asta înseamnă că vorbim de abia alegerile din 2028, nu, nu din 2024. 2024 este o bătălie pe care noi sperăm să o câștigăm la nivelul municipiilor,
a orașelor, bineînțeles și mediul rural, și toată această construcție ne poate conduce către câștigarea Consiliului Județean Constanța. De ce țintiți funcția de președinte al Consiliului Județean și nu mai degrabă pe aceea de primar în municipiului Constanța? La nivelul municipiului Constanța, partidul realizează la ora actuală o selecție cu privire la viitorul candidat. Se creează acel profil al omului care poate Între cine și câștiga. Cine aveți niște oameni? Există o opțiune dată de domnul Cupșa la acest moment. Care este încă membru PNL, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă mai este membru PNL, dumnealui și-a manifestat interesul de a candida pe listele AUR pentru funcția de primar. A devenit cumva membru AUR între timp? Din câte știu, are un dialog și dorește să candideze. Deci nu a semnat adeziunea. Să fie candidat încă. AUR pentru funcția de primar. Nu am o adeziune a dumnealui la acest moment. Îl susțineți? Vi se pare un om potrivit pentru această funcție? Este un profesionist care știe ce înseamnă administrație publică locală și depinde de dumnealui să vină cu un proiect viabil care să convingă pe de o parte partidul, pe de altă parte alegătorii. Și mai ales trebuie să înțelegem un lucru. La nivelul AUR va avea alături de el nu doar oameni politici, oameni de partid. AUR își creează și comisii de specialitate care sunt formate din profesioniști în diverse domenii, precând de la transporturi, ajungând la mediu, la economie, buget, finanțe, și toți acești oameni lucrează la un plan de guvernare al județului Constanța. Puteți să-mi dați câteva exemple de asemenea oameni de profesioniști pe care îi aveți în vedere sau pe care deja i-ați adus în partid pentru a lucra la aceste lucruri? Sunt consultanți fiscali, sunt oameni care lucrează în administrație publică locală și care nu pot fi membri de partid, dar fac parte ca și simpatizanți din astfel de comisii. Aveți și niște nume sau nu sunt încă, Comisiile sunt structurate deja și în continuare atrag noi membri. Ele lucrează de aproximativ 4 luni de zile, au ședințe bilunare. Am avut și ședințe comune cu toți membrii din aceste comisii, dar sunt oameni care nu doresc să apară neapărat în spațiu public. Dar vă garantez că sunt profesioniști și comisiile sunt create din profesioniști pe fiecare domeniu de activitate. AUR și-a făcut un renume din faptul că a spus că nu acceptă oameni care au fost în structurile altor partide, în special PSD. Dacă mi-aduc aminte corect, ați fost în organizația de tineret a PSD. Cum se pupă aceste lucruri? Da, AUR a spus foarte clar că nu va accepta candidați și oameni care au făcut parte din structurile politice ale altor partide și au fost aleși și au reprezentat interesele acelor partide în administrația publică locală sau deci în Parlament. Așa. Oameni care au făcut politică și au fost implicați la nivel de organizare, de implicarea lor ca profesioniști în activitățile politice și s-au interesat de ce se întâmplă în viața cetății, care este viitorul nostru ca și constanțeni, pot face parte dintr-un partid politic. Și atunci așa v-au acceptat, chiar dacă ați fost în super. Absolut, absolut. Cum vedeți că s-a schimbat? În momentul de față, haideți să definim puțin, ideea AUR. Sunteți prin profesia pe care o reprezentați, aceea de avocat, sunteți un om eminamente de dreapta. AUR nu are viziune tocmai de dreapta, ci mai degrabă de stânga. Cum vedeți contradicția aceasta între profesia pe care o reprezentați și doctrina partidului? Da, vedeți, e destul de dificil la ora actuală să vorbim în ceea ce privește clasa politică românească de doctrine de dreapta sau de stânga. AUR este de stânga, nu? Inclusiv la nivel european. Depinde foarte mult. Gândiți-vă că un partid de stânga, cum este PSD, poate că a luat cele mai apreciate măsuri de dreapta. Și la fel, atunci când PNL a ajuns la guvernare, a fost criticat de cei Vedem care sunt în activitățile liberale. Vedem o alianță contra naturii între PSD și PNL până la urmă, da, în fața. Ceea ce ne privește, într-adevăr, AUR, și vorbim de profesia unui om care dorește să se implice în politică, și de doctrina pe care o promovează un partid. Uitați-vă la programul de guvernare pe care îl propune AUR, la crearea unui fond suveran, la specularea resurselor naturale în interesul statului român. Dacă ne referim la statul român, ne referim și la cetățenii români care trebuie să beneficieze de rodul muncilor și de ceea ce România poate oferi. Asta ne duce cu gândul la spectrul de stânga, totuși. Ne duce cu gândul la spectrul unui proiect de țară. Să știți că e foarte important să avem un proiect de țară. Și atunci nu vă definiți ca un partid de stânga? Ne definim ca un partid care este interesat de promovarea interesului național. Dacă eu vorbesc de resurse, vorbesc de crearea unei industrii în care să regăsesc capitalul românesc, dacă mă refer la impozitarea
corectă și a marilor corporații care produc profit în România, dar și exportă profitul în alte țări, nu sunt nici de stânga, nici de dreapta. Bine, naționalismul nu exclude o variantă de stânga sau de dreapta. Exact, nu exclude și mai avem o problemă. Haideți să ne gândim și la faptul că peste câțiva ani ne vom afla în situația în care să ne punem în continuare întrebarea de unde vom achita pensiile. Dacă resursele naturale sunt folosite de alte companii care își exportă profitul, dacă impozitele în România devin din ce în ce mai mici, ce facem? Trăim doar din ceea ce ne acordă FMI și ca acel FMI care ne impune să creștem TVA-ul și anume să scădem puterea de cumpărare a românului, unde vom ajunge? Și tocmai de aceea nu vorbesc de stânga sau de dreapta, vorbesc de un proiect aplicat pentru orașe, pentru județ, pentru regiuni și pentru România. Toate aceste proiecte trebuie să ne aducă nouă bunăstare ca și cetățeni ai statului român, care vedem ce se întâmplă în nivel educațional, ce se întâmplă la nivelul viciilor, care sunt promovate într-un mod absurd și ce se întâmplă cu cei peste 5 milioane de români care au plecat afară ca să lucreze, dar am ajuns o țară în care sunt foarte mulți copii care cresc alături de bunici, cărora le lipsește mediul familiei, care în viitor ce vor face? Ne vor duce la o industrie a videochatului și a jocurilor de noroc. Personal vă vedeți ca un om de stânga sau de dreapta? Personal mă văd ca un om care este interesat ca politica... Nu evitați răspunsul. Pe mine mă interesează să văd o politică, pentru că mă întorc și la întrebarea dumneavoastră, de ce Consiliul Județean Constanța? Pentru că mă interesează un proiect politic, administrativ, economic pentru această regiune. Mă interesează să dezvoltăm această zonă, să atragem industrie în Dobrogea, să dezvoltăm turismul, să dezvoltăm politicile bioregionalismului, care înseamnă să produci în zona dobrogeană și să vinzi să consumi în această zonă, astfel încât să am bunăstare și la nivelul satelor din zona adiacentă litoralului, să am și tineri care sunt bine pregătiți la nivelul județului Constanța pe diverse profesii de viitor și să am o industrie care să aloce fonduri pentru inovare. Să știți că în Europa banii nu se duc doar pe impozite. Fiecare companie are un departament de inovare. La fiecare 6 luni de zile, orice nouă tehnologie devine învechită. Ori noi, la ora actuală, dacă ne uităm pe platforma industrială, suntem cel puțin în evul mediu. Noi nu avem un parc industrial în municipiul Constanța, în momentul de față. Bun, ne întoarcem la ceea ce înseamnă un parc industrial. Ne ducem la Megidia și vedem ce a reușit domnul primar Vrabie să atragă ceva investitori. Și vedem că în Constanța, din păcate, după acea epocă a domnului Mazăre, în care eram văzuți ca o zonă doar a turismului și a show-ului, am fost vătămați de interesul investitorilor. Deși la nivel european suntem văzuți ca o Californie a Europei, deși pentru investitorii macro din Europa suntem o oportunitate, dată fiind legătura dintre Constanța și Georgia, canalul Croația poate trece prin Dobrogea. Ei bine, zona industrială este vătămată de această lipsă de predictibilitate în ceea ce privește administrația publică locală și județeană. Ca să puteți face toate aceste lucruri, este clar că aveți nevoie de alianțe la nivel local și regional. Și atunci ați luat în calcul sau luați în calcul ideea unor alianțe cu alte partide mai mici sau mai mari pentru îndeplinirea acestor obiective? La acest moment, AUR creează o platformă în care să fie atrase și alte partide care doresc să facă parte din guvernarea locală. Se creează un protocol de colaborare cu Partidul Republican, de exemplu, din România și alte partide mici care ar dori să facă parte din acest pol. Partidele mari, cele care sunt deja în Parlament, ați intenționa să discutați cu ele? Prima etapă este să câștigăm alegerile locale. Și de-abia după aceea? După ce câștigăm alegerile locale, dacă vom avea președinte de Consiliu Județean și primar al municipiului Constanța, vom putea sta la masă să discutăm strategia de dezvoltare a județului Constanța și modul în care Invest România, în cadrul Ministerului Economiei, să nu vină cu proiecte doar până în Arcul Carpatic, să vină și spre Dobrogea, să vedem că investițiile vin și în această regiune. Să gândim o strategie împreună cu ceilalți parteneri politici de dezvoltare a ceea ce a spus și dumneavoastră. Nu avem o platformă industrială, dar avem portul. Culmea, nu știm să atragem investitori în Constanța.
dar mai mult decât atât, să știți că investitorii vin într-o regiune dacă văd și acel proiect care a fost gândit cu câțiva ani înainte de a atrage investitorii, și anume un program educațional care să confere investitorilor posibilitatea de a aduce specialiști. Unde sunt specialiștii în Constanța? Cadrele universitare, liceele trebuie să înțeleagă care este viitorul dezvoltării în zona Dobrogei și să pregătească acei specialiști. Primăria Constanța trebuie să creeze cartiere pentru tinerele familii de absolvenți, astfel încât aceștia să-i ținem în această zonă, să-și poată crea o familie, să găsească un loc de muncă și o locuință modestă, o locuință în care să-și poată crește copiii. Și uitați-vă la planul făcut de Landul Baden-Württemberg în Timișoara și Oradea, împreună cu Universitatea de Vest. Și veți vedea de ce Oradea și Timișoara se dezvoltă industrial și au o creștere a populației. Vedem, pentru că au știut să creeze. Ați pomenit de primari precum Valentin Vrabie la Megidia, oameni care chiar au făcut treabă foarte bună. Sunt oameni precum Florin Mitroi la Valul Traian și alții care fac lucrurile foarte bine. O variantă mai simplă de a câștiga alegerile ar fi să aduceți în partid oameni buni, care sunt apreciați de comunitate, precum Valentin Vrabie, Florin Mitroi și alții. Luați în considerare această variantă? Domnul Florin Mitroi este un lider puternic al Partidului Național Liberal. Așa este. Cred că dumnealui își va calcula pașii pentru a câștiga în continuare primăria sau de ce nu, poate că se gândește și la Consiliul Județean. Nu este curtat și de către PSD și de PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, dar mi-a declarat într-o emisiune că nu este interesat și că nu va face acest pas. Da, am auzit și eu că nu este interesat. Și atunci, măcar la nivel de comună, e un primar care totuși a câștigat cu, nu știu, 80, aproape 90%, va câștiga cu siguranță cu peste 60-70%, dacă nu tot așa 80-90%. Și atunci nu este mai simplu să aduceți în partid oameni buni, apreciați, decât să încercați să veniți cu un contracandidat? E clar că la Valul Traian, la Megidia și în alte părți, nu veți câștiga. Nu va câștiga nici PSD sau nici un alt partid vreodată, atâta timp cât există astfel de oameni apreciați de comunitate. Da, dacă astfel de oameni sunt apreciați de comunitate, depinde de ei ce proiect politic își aleg mai departe. În ceea ce ne privește pe noi, să știți că singura constantă întotdeauna este schimbarea. Dacă vrei ca o comunitate să evolueze, trebuie să găsești oameni care doresc să se implice, să-i atragi într-un proiect politic și să construiești alături de ei. Dacă pe parcursul acestei construcții, pe zicem că domnul Vrabie ar dori, s-ar gândi că nu se mai regăsește în partidul, e în PNL. E în PNL, mă întreb, față. Deși nu face politica partidului, adică nu-l vedem exact. să fie implicat la nivel atunci județean. Evident că o platformă bine construită a AUR poate câștiga primăria Megidia alături de actualul primar, domnul Vrabie. Dar depinde foarte mult ce proiecte sunt create de acest personaj politic pentru comunitatea locală. Și atunci preferați mai degrabă candidați independenți pe care să-i susțineți? Nu, gândim să construim echipe de oameni care să, din rândul cărora să apară candidații. Oameni care doresc să se implice, pentru că toate acele comisii de care vorbeam mai devreme lucrează la acest proiect și acest proiect trebuie să fie implementat de oameni care gândesc și care, în mod garantat, vor face ceea ce au promis în cadrul partidului. Nu e cam târziu să începeți asta abia acum? N-am început doar acum. Se lucrează de câteva luni de zile. Chiar și așa. Nu considerați care s-ar fi, eu știu, ar fi fost necesar o începere acestor proiecte în urmă cu 2-3 ani, să spunem? Gândiți-vă că în 2020 AUR nu începuse de foarte multe luni și cu toate acestea au oferit. Am avut o surpriză. Și o pandemie, e adevărat. Eram puțin ocupați cu alte aspecte. Da. În politică depinde foarte mult modul în care emoția colectivă duce într-o parte sau alta votul. Este foarte important ce strategie aplici, modul în care vei ști să gestionezi emoția colectivă. Și bineînțeles, dincolo de emoția colectivă, uitându-ne și la modul în care alții au gestionat emoția colectivă doar ca să ajungă în anumite funcții, depinde foarte mult modul în care știi să selectezi oameni care chiar doresc să facă ceva pentru comunitate, să întoarcă o răsplată către constanțenii care au votat, să întoarcă ceva și să nu ne mai rupem mașinile ani de zile, așa cum se întâmplă în Constanța, doar pentru că cineva așteaptă ca asfaltul să fie turnat cu puțin timp înainte de alegeri și atunci se arate totul bine pentru câteva luni. Nu cred că vor termina înainte de alegeri, dar vor discuta și despre asta. Aș vrea să facem un portret robot al, nu neapărat candidatului, ci profilul omului pe care l-așteptați în AUR. Ce fel de oameni căutați să vină în partid? Da, ne interesează
profesioniști, oameni care au reușit în domeniul lor de activitate sau care doresc să reușească, oameni bine pregătiți, oameni care sunt vii, sunt interesați de ceea ce se întâmplă dincolo de bula familiară. Bun, asta orice om care intră în orice partid este la fel. Ce îl face diferit pentru a fi potrivit cu AUR? Da, dorința de a se implica și de a face bine și pentru cel alături de care trăiește și pentru celălalt, chiar dacă îl cunoaște sau nu, de a dezvolta proiecte pentru comunitatea din care faci parte, de a te sacrifica. Unde îi căutați pe acești oameni? Îi căutați în alte partide, în societatea civilă? Mergem în comunitățile locale, discutăm cu oameni, vedem oameni care au reușit profesional, oameni care au desfășurat diverse activitate pentru comunitate, au participat la activități de voluntariat și care doresc să-și asume și o viață politică pe mai departe. Este o echipă la nivelul județului Constanța care în mod activ face deplasări pe cele 10 zone, așa cum am făcut noi zonarea la nivelul județului Constanța, discutăm în permanență cu oameni, căutăm să identificăm persoane care doresc să facă, repet, să facă cu adevărat politică. În momentul în care vă gândiți la astfel de oameni, cu siguranță, una dintre provocările pe care eu o văd este aceea de a-i aduce într-un partid și de a-i face să se mobilizeze la nivel local. Și v-aș întreba în câte localități din județul Constanța sau dacă puteți să-mi dați câteva exemple de localități unde deja ați găsit astfel de oameni. Să știți că în ceea ce privește anul 2024, din 70 de OAT-uri, deja la acest moment avem 35 de structuri de jumătate bine constituite. Da? Și faptul că AUR reprezintă o opțiune, să nu uităm că în urmă cu două săptămâni, în ceea ce privește lansarea pe regiunea Constanța a candidaților la europarlamentare, la pavilionul expozițional au fost peste 1500 de oameni din județul Constanța. Am văzut destul de mulți. Așteptăm să vedem că și alte partide pot să aducă peste 1500 de oameni la un astfel de eveniment, oameni care să simtă cu adevărat că doresc să facă parte din acel partid politic, să participe la astfel de activități și să ducă mai departe mesajul în comunitățile lor. Și de asemenea, constanțienii au fost prezenți la Târgu Mureș, au fost prezenți la mitingurile de protest din București, au fost prezenți alături de colegii din Galați sau Brăila. Suntem o echipă care se dezvoltă și oamenii vin din credință către acest partid. Chiar cred în ceea ce oferă AUR la nivel doctrinar și la nivel de, cum să spun, de membrii care doresc să se implice în activitatea politică. Dacă vorbim puțin de, eu știu, vârste, profesii și așa mai departe, cam care este, eu știu, profilul care se potrivește cel mai bine cu ceea ce spuneți? Da, sunt și foarte mulți tineri, studenți sau absolvenți de cursuri universitare. Regăsim foarte mulți oameni cu vârste între 25 și 45 de ani, cap de familie, oameni care au familii, care lucrează în diverse medii și care, repet, sunt interesați de ceea ce se întâmplă în comunitatea din care fac parte. Și ca și avem profesii, și vorbim de ce fel de profesii? Sunt mai profesii liberale? Sunt din profesii liberale. Avem medici. Avem avocați, culmea, deși vorbiți despre ideile lansate în spațiu public, e un partid extremist, e un partid care nu știm doctrinal unde s-ar regăsi. Să știți că din profesiile liberale, și uitați-vă că pentru alegerile europarlamentare, Constanța dă un candidat, dă doi candidați, dar unul dintre ei este chiar avocat din Constanța, colegul Vlahu. Uh-huh. Avem în structura comitetului de organizare la nivel județean avocați, medici, profesori universitari, sunt și pensionari, bineînțeles, oameni care doresc să se implice. Deci sunt din categorii extrem de variate. Vorbim acum și despre modul în care se întâmplă lucrurile în municipiul Constanța și în județul Constanța. Eu personal, ca și jurnalist, sunt foarte nemulțumit de ce se întâmplă la nivelul județului Constanța. Avem un președinte al Consiliului Județean care este, anchetat pentru fapte de corupție. Avem o echipă care pierde bani pentru județul Constanța. Am văzut ce s-a întâmplat cu spitalul acela pentru mama și copilul. Am văzut un spital regional care nu se mai întâmplă. Care sunt soluțiile AUR pentru și ale dumneavoastră personal pentru toate aceste probleme? Da, astfel de pierderi apar când tu, ca un politic, nu mai ești credibil față de partenerii tăi.
Lipsa de credibilitate te costă și iată că nu-i costă doar pe oamenii politici, doar pe domnul Lupu și echipa sa de la Consiliul Județean, ne costă pe noi ca și constanțeni. Cu siguranță. Adică vorbim despre un spital regional, gândiți-vă că vara avem în permanență, cred, aproape 1 milion de locuitori în această zonă. Dacă ne uităm și la turiști, ne uităm și la Tulcea, este o presiune enormă. Gândiți-vă la copii în zona de pediatrie, unde Tulcea într-o perioadă chiar avea închise secțiile de pediatrie și din lipsa de medici la și trimitea la Constanța. Ei bine, toate aceste lucruri trebuie să fie schimbate cum? Prin oameni care în administrația publică locală sunt credibili, sunt parteneri pentru miniștrii de la București, oferiți de partidele politice și sunt văzuți ca oameni care atunci când vin la ușă, vin cu proiecte și în spatele lor au echipe credibile, echipe de profesioniști care construiesc pentru comunitate. În clipa în care ai probleme penale, evident că toți încep să dea înapoi și nu mai pun în coșul tău nivelul de credibilitate și ajungi să pierzi sumele de bani. Cred că, din păcate, problema principală este dată de lipsa de credibilitate politică. Bun, dincolo de lipsa aceasta de credibilitate, soluțiile sunt, trebuie găsite soluții urgente și atunci v-aș întreba, în situația spitalului regional, cum o vedeți rezolvată? Cum ar putea Constanța să aibă un spital regional? Bun, aici vorbim de mai multe paliere. Pe de o parte să nu uităm că suntem, dacă nu mă înșel, al doilea contribuitor la bugetul de stat. Și suntem undeva în coada listei cu privire la banii care se întorc către Constanța. Atâta timp cât din PIB alocăm anumite sume pentru sănătate, este important ca aceste sume să se regăsească și într-un spital regional în Constanța. Nu vorbim doar de împrumuturi, vorbim de bani care sunt gestionați de statul român. Mai avem o problemă, pentru că și în perioada pandemică România a accesat împrumuturi enorme, pe care trebuie să le restituie și tocmai de aceea FMI-ul ne cere să majorăm cotele de TVA, ne cere să impozităm din ce în ce mai mult tot ceea ce înseamnă proprietatea românului. E bine, trebuie să ne uităm la fondurile europene, să ne uităm la banii care pot fi accesați la nivel de Uniune Europeană, să atragem acești bani în Dobrogea și să reușim să construim cu adevărat aceste spitale. Era vorba și de un parteneriat cu investitori din Turcia, știți că a fost o discuție pe vremea doamnei premier, doamna Dăncilă. Trebuie văzute și aceste colaborări cu parteneri externi, cu fonduri care pot veni și aduce bani către Dobrogea. În momentul în care vorbim de municipiul Constanța, bine, problemele sunt în tot județul. Dar municipiul Constanța are o mare problemă și anume aceea a veșnicelor șantiere, a lucrului făcut de mântuială, întârzierilor din lucrări și așa mai departe. Cum vedeți rezolvarea acestor probleme? Da, echipe de profesioniști la nivelul primăriei municipiului Constanța, contracte clare în care orice întârziere să însemne penalități la adresa constructorului, echipe care să urmărească modul în care sunt implementate aceste proiecte și să nu ajungem, cum vedem pe Ștefan cel Mare, deja a devenit o chestie de umor urban, anunțarea că peste 10 zile inaugurăm Ștefan Pentru cel Mare, așa peste încă o lună anunțăm. Constructorul că se va întâmpla. Dar constructorul de cine este verificat? De către funcționarii din primăria municipiului Constanța. Contractul de cine a fost realizat? De către funcționarii din cadrul primăriei municipiului Constanța. Care sunt penalitățile și cum îl sancționez pe constructorul care, iată ce face, efectiv batjocorește o zonă principală a Constanței, o zonă care trebuie să fie un magnet pentru investitori. Ne referim la zona de Horeca. Și atunci vedem în toate chestiile astea, vedem o problemă legată de incompetență, de delăsare, de birocrație, care e de fapt problema care generează toate aceste lucruri? În zona Constanța probabil că e o problemă care pleacă de la momentul la care sunt construite caietele de sarcini, modul în care sunt semnate contractele și ajungem în momentul în care cei care ar trebui să urmărească implementarea acestor lucrări nu o fac cu adevărat. Uitați-vă, în Timișoara s-au aplicat penalități de peste 1.800.000 de lei în ultima săptămână pentru întârzierile produse în lucrările la trama stradală. Uitați-vă și în alte zone și, din păcate, comparând cu ceea ce se întâmplă acolo, vorbim, să spunem, în mod elegant de o incompetență. Dar, din păcate, faptul că nu urmărești cu adevărat ce se întâmplă și nu
sancționezi constructorul, lanțul trofic al erorilor pleacă de la momentul la care încep negocierea contractului. Spuneați că primăria ar putea să asfalteze și să astupe gropile înainte de alegeri și totul va fi bine și frumos. Lumea mulțumită. Vedeți posibil acest scenariu? Acest scenariu este probabil unul gândit de foarte mulți consultanți politici. Mulți mizează pe faptul că memoria colectivă se duce pe câteva luni în urmă. Corect, Constanțin e o memorie destul de scurtă, din păcate. Și o spun asta cu mare părere de rău. Dar, din păcate, pentru noi ca și Constanțeni, cred că cei care l-au consiliat pe domnul Virgil Chițac în ultimii 3 ani de zile au omis un lucru. Când creezi un șantier și un dezastru la nivelul macro al municipiului Constanța, nu este de ajuns să te bazezi pe memoria colectivă de scurtă durată. Pentru că durerile Constanțeilor sunt adânc înfipte în suflet. Gândiți-vă la posesorii de autoturisme, modul în care ne-am distrus mașinile zi de zi de peste 2 ani de zile. Plus lipsa parcărilor. Ni s-au promis parcări, dar n-avem nici măcar un proiect finalizat de către acest domn ajuns primar al Constanței, altfel. N-avem nimic. Avem un proiect făcut de Mazăre lângă Spitalul Județean și dacă ne uităm la zona stadion, dacă ne ducem în zonele extreme ale Constanței, unde au spus vom construi parcări supraterane, n-am văzut nimic. Absolut nimic. Deci ceea ce ne oferă municipiul Constanța la ora actuală este un mare zero în domeniul parcărilor. Proprietarii de autoturisme din Constanța plătesc impozite, dar avem o adevărată haiducie în zona condominiilor. Te uiți seara unde ai putea găsi un loc de parcare. Și mai avem ceva lăsat de administrația Făgădău. Avem sensurile unice. Dacă ai ratat un loc de parcare, trebuie să mai ocolești odată tot cartierul. Așa este. Ceea ce probabil că din punct de vedere ecologist înseamnă că nu vei consuma benzină și nu vei polua acel cartier, că mai faci o tură și încă o tură ca să găsești un loc de parcare. Ei bine, toate aceste lucruri vor cântări enorm în anul 2024, pentru că deși am avea platforme unde să putem construi parcări, nu se face nimic. Deși s-a vorbit de fluidizarea traficului pe Aurel Vlaicu, ieșirea spre Ovidiu, nu era imposibil să faci un pasaj suprateran sau subteran, astfel încât acea zonă de acces spre Mamaia și zona de centura Constanței să fie fluidizată. Soveja, unde avem celebru excavator galben. Și acolo puteai face, trama stradală îți permite un pasaj suprateran sau subteran. Îl împodobim cu globulețe și anul ăsta, nu e nicio problemă. Dacă da, vedem acolo. Acele globulețe, să știți că nu înseamnă, din păcate, o stare de bine pentru dumneavoastră sau pentru cei care au copii. Că dacă se întâmplă ceva, copilul tău are nevoie de tine la școală, prin Constanța să ne ierte Dumnezeu. Nu ai niciun fel de gândire urbanistică, de mobilitate urbană, ca să ajungi dintr-o parte sau alta într-un anume timp. Ești într-un haos generalizat, într-un blocaj total la nivel de tramă stradală și, din păcate, nu vedem nimic. Probabil că domnul Virgil Chițac, din eforie, vede altfel lucrurile. Acolo e mult mai bine, circul mai ușor. Și uitați-vă și în kilometru 45. Au desfințat locurile de parcare pe anumite străzi. Cei care locuiesc la case nu mai au unde să parcheze. Ni se spune, dom'le, da, și în străinătate parchează în curte. Aveți dreptate. Dar în România comunistă, lucrurile nu au fost gândite așa cum au fost gândite în alte state, în Italia, în Grecia, unde la parter avem zonele de parcare. Nu. Zonele de parcare au fost gândite în proximitatea locuinței. Dacă desfințezi locurile de parcare, dacă nu creezi acele parcări supraterane sau subterane, omul îți plătește impozit, dar nu beneficiază de dreptul de a locui în Constanța. Degeaba vă plătesc impozit dacă eu n-am unde să las o mașină. Dacă eu când vreau să ajung la școală cu copilul, trebuie să stau în trafic o oră ca să parcurg un kilometru. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb la final dacă mâine ați fi ales președintele Consiliului Județean, care sunt primele 3 lucruri, primele 3 măsuri pe care le veți pune în practică și la fel și pentru partea de primăria Constanța. Da, la nivelul județului Constanța, extrem de important este să finalizăm aceste unități sanitare, spitale pentru Constanța. Deci spitale ar fi primul. Al doilea? Un proiect clar de dezvoltare economică a tot ce înseamnă zone rurale din Constanța, astfel încât să renaștem piețele agro din județul Constanța. Bună idee, da. Iar copiii din mediul rural să poată lucra, să poată fi implicați în activități care să le asigure o anumită stare de bine lor și familiei lor. Și a treia idee?
A treia idee vizează dezvoltarea unui parc industrial la nivelul județului Constanța, crearea unui proiect legislativ care să devină benefic și atractiv pentru cei care pot investi în zona Dobrogei. Aceleași trei idei pentru Constanța. În ceea ce privește Constanța, cred că este lupta pe care trebuie să o ducă cel care își asumă să lupte, să candideze pentru municipiul Sunt Constanța. Sunt convins că veți avea totuși o platformă pe care o veți gândi împreună. Da, Constanța are nevoie de mobilitate, Constanța are nevoie de parcări, Constanța și de locuri de muncă, dar aici le regăsim la nivel de județ. Și în același timp, Constanța are nevoie de un plan educațional care să însemne o gândire viabilă în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă pentru platforma portuară și platforma industrială gândită la nivel de județ. Domnule Bădrăgan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în toate aceste demersuri. În continuare, nu vă văd potrivit AUR. V-aș vedea reprezentând orice alt mare partid, pentru că, așa cum am spus de la început, sunteți un om cu foarte mult bun simț. Sper și îmi doresc asta, ca partidul pe care reprezentați să înțeleagă că e nevoie de mai mulți oameni cu bun simț și scandalurile, circul, părerile extremiste să fie lăsate la o parte, să fie ridicați oamenii cu bun simț, așa cum sunteți noastră, și să ajungeți acolo unde meritați de altfel. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi de la CT News TV. Nu uitați, de acum ne puteți urmări și pe CD TV. Este televiziunea digitală cu cea mai mare acoperire din sud-estul României. Ne găsiți în Constanța, Tulcea, Ielomița și Călăraș. Toate acestea le vedeți și online pe cdtv.ro. Eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Mitică Raftu din spatele camerei. Până data viitoare vă dorim o zi mai bună!